Bună seara! Începe o nouă ediție România Te Iubesc! În mai puțin de o lună se împlinesc 34 de ani de la Revoluția din decembrie 1989. Intrăm astăzi în arhiva cu dosarele revoluționarilor. Ce descoperim? Că an la rând statul a dat bani grei unor falși revoluționari și unor funcționari care n-au făcut nimic. Rafturi întregi de dosare mărturisesc aberații, abuzuri, inexactități care au urcat unii indivizi pe suferințele și sacrificiile altora, mulți. Vom trece și acest Crăciun cu răni neînchise? Un reportaj de Alex Dima. Libertate! 34 de ani s-au scurs de la revoluția care a adus acestei țări libertatea. Prețul s-a plătit scump. Peste 1000 de oameni și-au pierdut viața, alte mii au fost răniți. După 34 de ani, România încă nu este în stare să-i tragă la răspundere pe cei care au pricinuit atât de multă suferință. Încă nu știm foarte clar cine sunt vinovații. Asta în condițiile în care avem instituții special create pentru a face lumină în această poveste. Se bat între ele pe bani, pe funcții și pe sedii. La doar câțiva metri de acest loc în care au murit oameni, funcționează Institutul pentru Studierea Revoluției. Funcționează într-o clădire cu o valoare uriașă în buricul capitalei. Institutul este înființat de fostul președinte Ioan Iliescu, acuzat de infracțiuni împotriva umanității în dosarul Revoluției. De câțiva ani se încearcă fără rezultat desființarea lui. Avem și o comisie parlamentară. Ultima ședință când a fost? În iunie? Păi suntem în octombrie. Nu deci eu pot fi ședință. Deci dumneavoastră sunteți consilieri pe comisia de... Și ce faceți? Adică... Consilieri, membrii comisiei, când au activitate. Când au activitate. Din iunie până acum, nimic. Păi, dacă n-au fost, probabil, priorități pe acest... Prin urmare, au lipsit prioritățile. Avem și un secretariat de stat. În aceste cutii sunt dosarele a peste 20.000 de revoluționari. Din păcate, multe sunt întocmite cu încălcarea legii și au adus și aduc beneficii unor oameni care n-au dreptul să le primească, indivizi care s-au urcat pe suferința celor care au ieșit în stradă în decembrie 89 și au profitat de ea. Aici este infracțiunea pur sânge. Aici au plecat mulți secretari în cătușe, s-au omorit. Vorbim despre fraude, despre impostură, infracțiuni și așa mai departe. Mihai Dodu conduce Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România. A fost numit pe funcție în luna aprilie și ce a găsit aici l-a speriat. Eu nu mai merg prin spatele blocului, eu nu mai merg pe scurtături, merg numai pe bulevarde, numai lumină, nu mai merg cu bicicleta. Când conduc, mă uit stânga-dreapta, mă uit. Serios? Da. Atât de serios? Da. Au fost oameni din secretaria bătuți. S-au rupt picioarele. Unul dintre angajați vorbește sub protecția anonimatului pentru că se teme. Problema este că suntem o instituție total eșuată într-un stat eșuat, cum spune mărețul nostru președinte. Când am venit și am văzut ce furăciune este aici, am fost siderat. Și această instituție era un robinet de făcut bani, nu numai pentru ei, pentru cei care conduceau, pentru președința societății și pentru partide. Dodu susține că din datele strânse până acum de secretariat rezultă că statul român a plătit în ultimii ani peste 400 de milioane de lei unor oameni care și-au cumpărat certificatul de revoluționar. Tariful, tot așa vehiculat în instituție, 5.000-8.000 de euro unul. Un certificat. Suspiciunea de ilegalitate la cât e? O cifră nu putem da, dar eu sunt convins că acum văd în sesizări că e vorba de mii. La România Te Iubesc am arătat încă de acum 13 ani cum funcționează mafia certificatelor de revoluționar. Ce trebuie să mai pregătesc? Deci, momentan, va fi faza premergătoare de la fabrică și dosarul. Acolo de lucru, cu probe, cu de-alea. Oamenii care se va susține, nu mă ocupe de ei. Dar ce trebuie martor care l-au văzut la revoluție? Nu, o să fie oameni care l-au văzut. Doar trebuie să vă sară o betoană. 100 de euro, ăsta română! Interlopi,
Foști securiști și milițieni și-au luat certificat de revoluționar pentru beneficii, bani de la stat, spații comerciale, terenuri, locuri de veci și multe altele. În 2010, statul, incapabil să facă lumină în această poveste, sistează plata indemnizațiilor către luptătorii remarcați prin merite deosebite, categorie unde erau cele mai multe fraude. În 2014, guvernul Ponta dă o ordonanță în vederea acordării recunoștinței statului român față de persoanele care au avut un rol determinant la victoria Revoluției Române și pentru descurajarea abuzurilor. Beneficii se acordă celor care în perioada 14-22 decembrie 1989 și-au pus viața în pericol în confruntări cu forțele de represiune, au ocupat și au apărat obiective de importanță deosebită doar în localitățile în care, în urma acestor acțiuni și confruntări, au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute până la fuga dictatorului, adică până la ora 12:10, 22 decembrie 89, luptătorul cu rol determinant primește din partea statului 2020 de lei pe lună, 10.000 de metri pătrați de pământ în extravilan, 500 de metri în intravilan și multe alte drepturi. Ordonanța deschide o adevărată cutie a Pandorei. În perioada următoare, Secretariatul de Stat primește peste 3.500 de solicitări pentru acordarea acestui titlu. De când se scot certificatele la vânzare, știți? Știți cumva s-au vehiculat șpăci? Sunteți convins că acele certificate pe care le-ați eliberat erau îndrituite? În 2016, procurorii au constatat că 290 de certificate cu rol determinant au fost date ilegal. Secretarul de stat de la acea vreme, Adrian Sanda, este principalul suspect. Sunt arestați și subalternii săi. S-au dat șpăci pentru ca unii să devină luptători în Revoluție, deși n-au fost implicați deloc? Măcar nu știu de ce sunt aici, tu pricep sau nu? În 2015, același Secretariat de Stat emite decizii prin care acordă rol determinant în Revoluție pentru mai multe orașe, printre care Uricani, Buzău, Târgoviște, Băile, Herculane. Rol determinant, adică regimul comunist a fost înlăturat la Băile, Herculane. Pe probe, tu trebuie să dovedești că până la fuga dictatorii ai avut morți, răniți, reținuți, da? Pe probe. Numai că unele probe sunt destul de rarimita regii. Bun. Și care este avantajul pentru un oraș să se... Păi, în primul rând, luăm caz concret, da? Dacă orașul, eu știu, Arad, este declarat cu rol determinant, toți acei revoluționari primesc rol determinant. Nu mai primesc doar merite deosebite, care au 1100 de lei, mai adăugăm 2020 de lei. Târgoviște este pe lista orașelor cu rol determinant în Revoluție. Secretariatul de Stat susține că situația este ilegală. S-a ajuns la tribunal, iar statul român s-a mai ales cu un proces. Atena Piceavă este juristul Secretariatului de Stat. Drama este că noi ne luptăm cu o întreagă mafie. De aproape 30 de ani ei fac certificate, statul îi pune în plată, cu terenuri, cu indemnizații, fără să îndeplinească condițiile și iau acest pattern în mental că secretariatul a fost făcut pentru ei, când de fapt secretariatul a fost făcut pentru respectarea aplicării drepturilor. Secretariatul de Stat are peste 900 de dosare în instanță. Piceavă reprezintă statul român în toate. Și acum suntem în colaps. Că începând de mâine nu mai există niciun consilier juridic. Singura care era a fost transferată, acea cel transferul la Ministerul Energiei, că a zis că nu mai poate cu atâtea instanțe. Iar vă imaginați la 100 de dosare active, să n-ai niciun consilier, cum să mai apere interesele statului. Într-un document, parchetul militar arată că la Târgoviște nu au fost morți sau răniți înainte de fuga dictatorului, ceea ce înseamnă că revoluționarii de aici nu pot avea rol determinant. Am încercat să stau de vorbă cu revoluționarii din Târgoviște, n-au vrut. Ce treabă ai tu? Nu înțeles. Sănătate multă. Doamne ajută, succes! Uite-i cum plec, nu vor să vorbească. În Parlament, în mandatul 2016-2020, Comisia pentru Revoluționare a avut puterea să decidă cine a fost sau nu la Revoluție. Parlamentul a fost dat în judecată de revoluționari. Nicu Fălcoi conduce acum comisia care nu face nimic. Câte procese aveți în moment? Sunt
multe, nu știu să vă spun cu exactitate acum, ar trebui să vorbesc cu departamentul juridic pentru că ei se ocupă de chestia asta. Din păcate, unele se soluționează cu despăgubiri pe care Parlamentul trebuie să le plătească și sunt uneori despăgubiri pe zi. Am solicitat Parlamentului date. Mi s-a comunicat că e nevoie de mult timp pentru a le strânge și pentru a calcula despăgubirile. În 2019, 500 de certificate cu rol determinant sunt emise de președinția României. Din 498 de certificate, 7 îndeplinesc condițiile, 491 nu. Ei sunt în prată din ianuarie 2015. Prejudiciu total, vă spun total, 104 milioane lei pentru statul român. În 2020, DNA-ul intră pe firul celor 500 de certificate. Recunoaște că sunt multe suspiciuni de fraudă, dar clasează cauza întrucât beneficiarii nu primiseră încă bani la momentul anchetei. Îi primesc după clasare, când fostul secretar de stat, Puiu Fesan, îi pune în drepturi. Se deschide un nou dosar penal care zace la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1, alături de alte 14 dosare care vizează pe falși revoluționari. Anul acesta, în dosarul deschis în 2016, s-a dat achitare. Între timp, foștii secretari de stat Adrian Sanda și Puiu Fesan au murit. În Parlament, aleșii ies din sală atunci când se discută despre desființarea Institutului Revoluției. Care este interesul din jurul acestei instituții? Aflăm în câteva minute. Revenim! De ani buni, statul încearcă să desființeze Institutul Revoluției, care toacă bani fără să producă mare lucru. În Parlament s-a întâmplat până acum un adevărat fenomen. Unii aleși pur și simplu dispar când se discută despre închiderea acestui institut, pentru a nu exista quorum. E o amânare cu adânci implicații politice. Mihai Dodu este fiul unui revoluționar ucis în fața televiziunii române. Nici 29 de ani. Făcea 29 în februarie. Sportiv, în rotul național de ciclism, mama la fel înotătoare și am imaginea cum a plecat și am imaginea cu soldații când vin cu un coșciuc. Numirea sa pe funcție și mai ales faptul că a început să umble prin dosare îi nemulțumește pe revoluționari. Păi bă, dacă am ajuns să ne comande cei care au fost în legătură cu răniți, urmași în legătură cu... Aici funcționează Federația pentru Demnitatea Revoluționarilor. Tocmai oamenii care apără demnitatea luptătorilor pun la îndoială sacrificiul făcut de tatăl actualului secretar de stat. Vă rog să-l întrebați pe domnul Dodo. Declarația mamei. Și o găsiți? Este publică, este la procuratura militară. Spune foarte clar. Am fost la un șpriț, la un prieten... În momentul în care am văzut la televiziune că este revoluție și că a ieșit lumea în stradă, am plecat și noi de acolo. Și pe stradă, până la televiziune, tatăl lui a fost împușcat. Nu ce declară domnul Dodo. Împușcat din greșeală. Erau doi. Colegul a fost împușcat în picior, iar tatălui Dodo s-a aruncat la pământ și l-a împușcat în cap. A, bine, acum o întâmplare că l-au întâmplat. Nu, dar ce declară domnul Dodo? Spune că a fost împușcat la televiziune. Era lângă. Dom'le. Are dreptate. Supărarea lui Nicolae Bănuțoi vine după ce Secretariatul de Stat l-a trimis în judecată pentru retragerea certificatului de luptător rănit și cu rol determinant în Revoluție. La fel a primit și Iuliana Starks. Secretariatul cere anularea certificatelor și tăierea beneficiilor. Au interese directe. Vă imaginați momentul în care se promovează o acțiune de anulare a certificatului, automat vine și Casa de Pensii care promovează acțiune de recuperare a drepturilor restante pe ultimii 3 ani. Starks și Bănuțoiu sunt oameni cu implicații politice adânci, atât de puternice încât au pus pe funcții foști secretari de stat. Eram la PSD, pentru că sunt membru a PSD-ului și mi-a întrebat foarte clar, domnul secretar general a PSD-ului, Iulia, dacă ești de acord că să fie Meșter Sorin secretar de stat. Eu zic, dacă Iulia spune nu, nu o să fie Meșter Sorin, dacă spune da, da. Și eu am tot de acord. Nimeni până acum nu și-a permis să înceapă o curățenie. De ce? Pentru că erau puși politic, tu te duci acolo să bei cafele. Chiar mi-au și zis cei de la PSD că PSD-ul are un departament de revoluționari. Și eu i-au venit la mine și a zis, ești băiat tânăr, pui două fete tinere aici, bei cafea, discuți cu ele,
Să stau liniștit, că o să stau foarte mult aici, sunt un băiat tânăr, am în față viitorul. Secretariatul a cerut instanțelor să anuleze și certificatul de luptător cu rol determinant al actualului premier Marcel Ciolacu. El trebuia să aibă atâta revoluționară între 14 și 21 decembrie, până 22 decembrie, până la ora 12:10. De ce 12:10? Pentru că legiuitorul a stabilit că atunci a fugit dictatorul. Și a prevăzut asta în articolul 1 indice 2. Ce trebuia intervalul ăsta? Să ocupe și să apere clădirea Consiliului Județean din orașul Buzău, că vorbim de dânsul acum. Nu a fost. Păi s-a dat. Deci omul clar nu îndeplinește condițiile. O instituție subordonată primului ministru al României a luat o decizie în ceea ce privește primul ministru al României. M-am bucurat foarte mult pentru că înseamnă că suntem într-un stat democratic și avem un stat de drept. La scurt timp după această declarație, guvernul a trimis la Secretariatul de Stat corpul de control. Am solicitat guvernului un interviu cu premierul și informații despre scopul controlului. Nu am primit niciun răspuns. Marcel Ciolacu a dat în judecată secretariatul. Dar am dreptul să arăt nepoților mei că nu am fost un fals revoluționar. Ne desfințează ăștia. Pune în eroare cât de termă o Ciolacu, ne desfințează. Pentru că este măreață lege cu reforma administrativă, nu este sub 50 și au tot interes să ne desfințeze că nu mai merge nimeni la Ciolacu la proces. Suntem într-o situație delicată. 3 milioane de lei pe an plătește statul român pentru funcționarea Institutului pentru Studierea Revoluției. 2 milioane de lei se duc pe salariile celor 15 angajați. La un calcul simplu, fiecare angajat primește teoretic peste 10.000 de lei pe lună. Institutul se află în subordinea Senatului, care n-are însă habar pe ce de bani. Am găsit colegiul care conduce Institutul în plen. Practic, ce face Institutul? În momentul ăsta, cu ce sunteți activi? Echipa de cercetare, da, are niște proiecte aprobate de Colegiul Național de anul trecut și Departamentul Evenimente organizează aceste misiuni. Da? Interviuri reconstituire se numește. Se fac interviurile atât pe teren, pe unde a participat fiecare revoluționar, da, cât și aici, în studio. Institutul face acum niște interviuri. O să le difuzeze pe site-ul instituției, care în acest moment nu există pentru că a fost cumpărat de o firmă de mobilă. Nu avem bani să ne răscumpărăm domeniul. Este, o să câți faci bani vă cere pentru răscumpărare domeniului? Păi probabil că până într-o 1000 de euro n-ar trebui să fie mult, dar probabil că o să se pune din buzunarul personal pentru că institutul nu-și permite. Institutul a scos de-a lungul anilor zeci de cărți. Ne asumăm lipsa comunicării suficiente din perspectiva publicului și poporului care au așteptat de la Institutul Revoluției rezultate diseminate în țară. Lucrul acesta nu s-a întâmplat, lucrările au rămas, din păcate, în arhive, în biblioteci și așa mai departe. Andrei Ursum a fost director științific în institut, a fost dat afară. Prin 2012, 13, 14, toți anii ăia ei au scris o serie, Caietele Revoluției. Își luau interviu unii altora. Era o rușine, o pierdere de bani și pădurile țării se pierdeau acolo, fiindcă ei publicau mizeriile astea și când am ajuns acolo, am văzut în subsolul lor o cameră mărișoară, plină cu cărțile lor pe care nu le-au vândut niciodată și care începuseră și să putrezească. Ursu a fost demis după ce a publicat o carte despre revoluție, care demonstrează că teroriștii din 89 au fost securiști. Colegiul n-a fost de acord cu această idee. Ursu a fost dat afară. În 2019, guvernul Orban dă o ordonanță pentru desființarea institutului. Mai târziu, Senatul dă o lege cu același scop. Legea se află acum în Camera Deputaților, la Comisia pentru Cultură, condusă de Iulian Bulai. În lunile de primăvară am avut constant situația în care am pus pe ordinea de zi de fiecare dată proiectul ăsta. Și am observat un fenomen. Când îl puneau, nu mai veneau colegii la comisie pentru a avea quorum. Concluzia pe care eu o trag în urma fenomenului și cele întâmplate la noi la comisie pe care o urmăresc și o conduc este că, de fapt, nu se vrea deloc desființarea acestui instituții. Încă l-aveți la comisie? Încă puteți să-l pune pe ordine de zi? Da, încă l-avem. Când aveți comisia următoare? În jumătate de oră avem. Păi ia, puneți-l pe ordine de zi. Puteți? Da, de ce să nu? Îl pun.
și am asistat la fenomen. Comisia are 16 membri. Un proiect este aprobat dacă strânge măcar 9 voturi, jumătate plus 1. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de lege privind desființarea Institutului Revoluției Române din decembrie 1989. Dacă plecați, nu mai avem quorum, deci nu mai putem vota. Vorbim să la început. Domnul președinte, eu v-am spus de atâtea ori. Dacă dumneavoastră între președinți nu vă înțelegeți că au două comisii, da, să nu fie la aceeași oră... Diana Tușa este deputat PSD. Tocmai am văzut că a plecat o colegă, deci suntem 8 din 9 membri minim, deci nu putem vota pe această propunere. Există, și din nou, ca să subliniez, este a 10-a oară când o punem pe ordine de zi în cursul acestui an. Am găsit-o pe Diana Tușa, 2 etaje mai jos, la o altă comisie. Păi nu știu ce s-a întâmplat sus, că nu am mai rămas. Păi tocmai asta este ideea, că ați plecat și actualul președintele comisiei spune că de asta ați plecat, ca să nu se voteze. Nu, ați văzut de ce am plecat. Că altfel, dacă nu vroiam să votez, nu mai veneam deloc. Am plecat pentru că în același timp sunt două comisii. Aici sunt și acolo, în 2 minute, se dădea votul. Emilian Cutean este membru PSD. Există la nivel de PSD asumat această poveste să încerce să tragă cât mai mult de... Au fost acuzați. Nu să tragă de timp, ci să nu treacă. Da? Păi normal. Dacă a avut loc o revoluție, trebuie să aibă un... Cum să spun eu? Depozitar al adevărului ei. Da. Ăsta cam deci chiar dacă, domne, să nu facă nimic. Domne, nimic să nu facă. Poporul ăsta trebuie să aibă cum e monumentul Revoluției și nu ce, trebuie să aibă Institutul Revoluției. Chiar dacă nu face nimic. Cutean a condus Secretariatul de Stat acum câțiva ani. Acum a fost înștiințat de acela Secretariat de Stat că nu îndeplinește condițiile pentru a deține statutul de luptător cu rol determinant în Revoluție. Aceeași veste au primit-o mai mulți colegi din colegiul care conduce Institutul Revoluției. Institutul pentru Studierea Revoluției, care a făcut o adresă către Secretariatul General al Guvernului, către Guvern, că vrea să ne absoarbă, pe colegiu noi avem 4 persoane pe care în comisie am constatat că nu îndeplinesc condițiile și pentru care trebuie, am promovat pentru 3 acțiuni și mai avem încă pentru o persoană. Deci vă imaginați ce conflict de interese fantastic există. Eu tot interesul să absoarbă această instituție ca să nu mai meargă nimeni la procese. Și să se pună Batista pe țambal, totul e ok. Coincidență sau nu, după filmările pentru acest material, lucrurile au început să se miște. Acum câteva zile, proiectul pentru desființarea Institutului Revoluției a intrat a 11-a oară în ședința pentru cultură din Camera Deputaților. A fost quorum și a fost aprobat. Până să ajungă în plen la vot, mai are nevoie și de aprobarea Comisiei pentru Revoluționari, care nu s-a mai întrunit de la începutul verii. Vor urma alte tergiversări, iar Institutul Revoluției Române a pornit site-ul cu o altă adresă și a postat prima emisiune. În această țară de 34 de ani se dă o bătălie de-a dreptul revoltătoare pe banii statului și pe suferința și sacrificiul celor care au ieșit în decembrie 89 în stradă. Autorii sunt indivizi care au tot interesul să-și apere scaunele și beneficiile. După atâția ani, încă nu ne este clar cine a tras în oameni și asta pentru că vinovații au stat la putere sau în spatele ei și au făcut tot posibilul să nu se afle adevărul și nimeni să nu fie pedepsit. Ba, au acordat și statutul de revoluționar și bani unora care au văzut revoluția la televizor. O realitate care arată ineficiența instituțiilor statului și crește mâhnirea celor care au ieșit în stradă pentru libertate. După pauză vedem cum statul este cel mai prost afacerist în relația cu Uniunea Europeană, care ne dă, dar nu ne bagă în sac. Centre de afaceri și parcuri industriale de milioane de euro zac nefolosite pentru că n-au fost terminate la timp. Așa că autoritățile au fost obligate să dea bani înapoi. Nota de plată ajunge în schimb la noi toți, care contribuim la bugetul național. Revenim! Incubatoare de afaceri de milioane de euro stau nefolosite pentru că avem autorități care se pricep să facă afaceri proaste. Le este perfect, mai ales când edilii sunt scoși la tablă de Uniunea Europeană, care cere bani înapoi. 10 de milioane de euro s-au întors de unde au venit, iar penalitățile le plătim noi toți din bugetul național. O anchetă semnată Paula Herlo.
Călăraș Business Center, locul de unde afacerile româno-bulgare ar fi trebuit să scoată din sărăcie întreaga zonă, să creeze locuri de muncă, să fie mediul în care oamenii de afaceri își dau mâna cu autoritățile. Aflat pe malul Dunării, obiectivul de mare interes județean e azi abandonat. Clădirea ridicată cu fonduri europene n-a incubat nicio afacere, iar proiectul n-a adus bulgarii să bată palma cu românii în business-uri de milioane de euro, așa cum era prevăzut în strategie. Eu sunt Paula Herlo. Ce faceți, Paula Herlo? Admirăm și noi edificiul ăsta. Da, ne scuzăm. Ce aveți aici? Arhiva? Nu e arhivă, da. Principiul arhivă și am mai folosit centru pentru evaluare. Evaluare proiecte pe programul Interreg 5 România-Bulgaria. Și momentan mai avem și, uitați, și cartier și asta, pentru că facem curățenie în sediul central și am mai adus aici cât am făcut curățenie. Așadar, marele centru de afaceri e numai bun să adăpostească arhiva biroului regional pentru cooperare transfrontalieră Călăraș, pentru granița România-Bulgaria. Construcția și dotările au costat 700.000 de euro, bani europeni, dar o parte a venit și din fondurile județului, care n-ar fi trebuit să-și permită o asemenea risipă, având în vedere că e unul dintre cele mai sărace din România. Centrul a fost construit în exercițiul financiar 2007-2013 și își propunea lucruri mărețe. Răspunde necesității dezvoltării comune, economico-sociale, în nou context creat în care România și Bulgaria sunt state tinere membre ale Uniunii Europene. Contribuie la minimalizarea cerințelor în abordarea comună eficientă a problemei dezvoltării economice sociale a regiunilor implicate. Vizează participarea în acțiunea de rezolvare a principalei probleme care se confruntă cele două regiuni vizate de proiect. Slaba dezvoltare economică, nivelul de trai scăzut al populației. Deci venea acest centru, practic, să rezolve din rata de sărăcie. Niște probleme socioeconomice. Adică, pe de-o parte, cred că el trebuia să coaguleze tot ceea ce însemna forță de muncă și să o ducă către zone de dezvoltare, dar să determine și agenții economice să vină către administrație și să facă viitoarele hub-uri care probabil de dezvoltare. Păi și unde s-a rupt? Păi ideea este că s-a rupt ea nici la început. În expunerea de motive, centrul era prezentat ca fiind polul care va coagula firmele din județ și care va crește nivelul de trai al populației prin crearea de noi locuri de muncă. Presa locală a scris că în timpul funcționării, într-un an, a produs venituri de 3.788 de lei, dar a avut cheltuieli de peste 10.000. Administratorul public al județului, Bogdan Mihai, spune că distanța de 20 de kilometri față de oraș îl face practic neutilizabil. Centrele astea, sau acest centru, este un proiect gândit prost. Gândit prost într-un simplu motiv. Nu este viabil. El nu a fost conectat cu o strategie ulterioară, ci pur și simplu am construit clădirea și așteptăm să ne dezvoltăm singuri. Nu. Este bine că avem o clădire. Problema este că n-a fost construită într-un scop corect și n-a fost conectată la realitate. E doar o poveste. În 2015 și-a încetat activitatea definitiv la scurt timp după ce a ieșit din perioada de monitorizare. O dovadă clară că banii au fost cheltuiți doar ca șefii județului să bifeze un proiect, iar după încheierea perioadei de monitorizare s-a ales praful la propriu. E dat în folosință gratuită către BRCT și cheltuielile sunt susținute de către ei. Ne puteți face un tur să vedem și noi ce e aici? Da, sigur. Azi ai toate cheile? Da. Aici ar fi trebuit să... Birouri, da. Cel dobiu, expert 1, expert 2. Aici avem noi arhivă. Expert în ce, adică? Nu știu, așa sunt denumite birourile. Așa au fost denumite când a fost construit. Aha. Aici trebuiau să fie oameni de afaceri, nu? Asta era ideea. Aici tot un birou, de unde ținem noi tot arhivă. Aici la expert 3. Da, da, da. Aici e o sală de conferințe. Mă deschid de aici, te rog, aici? Da. Și pe partea cealaltă are legătură tot cu sala. A început să plouă prin acoperiș. Aici, sunt infiltrații de apă. Prin tavan a început să plouă. Mobila s-a degradat, iar aparatură de sute de mii de lei stă nefolosită. Oare o lumină se aprinde de undeva? Cred că aici, nu? Cred că e lumină. A, nu e racordarea curent? Da. Cabinele de traduceri n-au fost folosite de la inaugurare, iar birourile n-au mai fost deschise de ani de zile. La etaj, intrarea în bucătărie e blocată de un set de canapele rupte.
Problema e că dacă nu va fi curând pus în funcțiune, se va degrada și mai mult. Iar clădirea, aflată și așa în zonă inundabilă, va deveni practic de nefolosit. Cei din Consiliul Județean au scos centrul la licitație și vor să-l ofere unei firme care să-l pună în circuitul turistic. Din punctul meu de vedere, singura soluție viabilă pentru el este integrarea într-un circuit. Doar către un investitor cu o destinație să-l facă gen hotel, să-l facă altceva, poate chiar un restaurant, pentru că tot la voi erau și seria de reportaje cu păi, pe malul Dunării nu avem nimic. Ok, am construit o clădire prost, a construit. Haideți să o amenajăm ca să fie un hub de relaxare. Liviu Mușat este directorul ATR Sud Muntenia, agenția care a atras în regiune investiții în parcuri industriale și centre de afaceri în valoare de 320 de milioane de lei. Aceste construcții veneau în sprijinul celor care voiau să pornească o afacere, aducând prețuri mici la chirii și consultanță. Multe dintre ele sunt azi abandonate sau consumatoare de resurse locale. Pe programul 2007-2013, o structură de afaceri, un parc industrial în Ialomița, la intrarea în Slobozia. El aparține unui beneficiar privat și este populat, este ocupat în proporție de 100%. Tot acolo aveți și unul de stat? Tot acolo avem și un proiect al primăriei Slobozia, tot un parc industrial care, din păcate, nu funcționează la capacitatea maximă. Sunt foarte puține firme care au ales să-și desfășoare activitatea în acel parc industrial. Ca să înțelegem ce e greșit în managementul parcului de stat, plecăm la Slobozia. În biroul de primar îl găsim pe Dragoș Soare, la primul mandat. Bună ziua! Paula Herlo! Paula Herlo, mă bucur! Mulțumesc! Primarul spune că s-a trezit pe cap cu o mare problemă. Proiectele europene neduse la bun sfârșit de foștii primari, pentru care acum plătește penalități. Povestea începe cu Gabriel Ionașcu, cel care a condus primăria între 2008 și 2012 și care a accesat fonduri europene printr-un proiect de regenerare urbană ce cuprindea amenajarea unei parcări, a unui spațiu de promenadă și a unui parc industrial. Deci putem să începem, da. Deci aici e vorba de un proiect inițiat în perioada 2009-2010 pe mandatul meu. Contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale s-a încheiat în data de 7 iunie 2012, cu 3 zile înainte de data alegerilor. Ministrul era? S-ar părea că domnul Dragnea la vremea respectivă. A fost dumneavoastră coleg de partid? Evident că da, și șef. N-a mai prins un mandat, așa că la preluare vine fostul său viceprimar, Gabriel Stoica. El ar fi trebuit să predea proiectele până la sfârșitul anului 2015. Nu s-a întâmplat. În oraș, parcarea este numită Groapa lui Stoica. Când îți vin niște bani, nu mai stai să te gândești. Vreo 380 de miliarde. Bani, bani. Nu glumă, pentru un oraș ca noi. Și dar... v-a întrebat cineva vreodată de sănătate pentru groapa asta? Ba da! Cine? Toată lumea. Cine să mă întreb? Mă întreabă electoratul. Cine se întrebe pentru asta? Ce am luat eu acasă? Am făcut eu cu banii mei sau am făcut ceva iurea? Ceva iurea a făcut. Câtă vreme municipalitatea plătește dobânzi uriașe ca să stingă împrumutul contractat pentru a înapoia banii Uniunii Europene. E adevărat că n-a făcut pe banii lui, cum spune, ci pe ai locuitorilor orașului, mai săraci cu 9 milioane de lei. Parcarea e și azi nefuncțională și cel mai probabil așa va rămâne. A trebuit să dăm banii înapoi, 9 milioane de lei pe care îi consumaserăm din bani europeni. 9 milioane de lei, iar restul am pus noi ca și cheltuială, noi UAT-ul, dintr-un credit și din fonduri proprii. Parcul industrial a fost recepționat și a costat 17 milioane de lei, dar firme n-a prea avut în anii de monitorizare. Pe cele 20 de hectare erau parcele a căror închiriere costa în medie 15.000 de euro pe an, cu anumite condiții. De regulă, cei mai mulți agenți economici, când aud de crearea de, noi, de 15 noi locuri de muncă și menținere în primele 6 luni de zile de la începerea activității și menținerea lor pe o perioadă de 5 ani, cum era până acum, deja dau înapoi. După ce Uniunea Europeană a cerut o parte din bani înapoi, în parc n-au mai fost restricții, așa că au venit tot felul de firme care însă n-au nicio legătură cu scopul inițial al investiției. Din punctul meu de vedere, parcul industrial la vremea respectivă, cei care au
gândit pentru parcul industrial că ar trebui să adune cât mai mulți angajați, au dat efectiv posibilitatea să facem spălătorii self-service acolo, să facem activități care preau angajați și evident că nu și-a atins obiectivul principal. În jur de 20 de miliarde numai dobânzi pe an. Cred că nici nu știu să scriu câte zerouri. În momentul de față... Deci 2 milioane pe an dobânzi. Dobânzi, da. Noi avem în momentul de față 20 de milioane de euro credite sau cheltuieli făcute care nu și-au atins obiectivele. Condiția era să fie populat cu număr de firme. Într-adevăr, au venit cu tot felul de explicații că acum proiectul este ieșit de monitorizare ex post și au primit niște penalități, dar nu penalitatea maximă, adică să fie reziliat și retrasă toată suma. După ce a dispărut condiția ca firmele să facă angajări, parcul s-a ocupat în proporție de 75%, iar cei ce vor să deschidă o firmă aici plătesc 8 lei pe metru pătrat chirie și administrarea locului. Uniunea Europeană ne dă, dar nu ne bagă în sac. O expresie care se aplică și autorităților din Comarnic, unde un alt centru de afaceri demonstrează că, acolo unde nu e viziune, nota de plată ajunge la locuitorii orașului. 1 milion de euro plus penalități, achită administrația pentru un proiect nedus la bun sfârșit. Uniunea Europeană alocase 10 milioane de euro pentru reparația unor străzi și construirea unui centru de afaceri. S-a stabilit ca acesta să fie ridicat pe locul fostului cinematograf. Dumitru Constantin a fost operator acolo. Niciun film nu pornea dacă el nu era în cabină. Eu am fost operator, nu mai e nimic în comandă. Ia spune! Cum? Distracție, nimic! Era casă de cultură, venea în alugină, pe am 73, dar m-am trăit o viață, acum suntem terminați. Finanțarea pentru dezvoltarea urbană a fost atrasă de cel care a condus orașul între 2012 și 2015, Dorian Botoacă. El a plecat din funcție înainte de terminarea mandatului pentru că a fost declarat incompatibil de ANI. S-a pornit mai greu pentru că a fost o contestație și a mers în instanță. Cam 40% s-a realizat și se putea realiza dacă se dorea în continuare. Problema e că cei care i-au urmat în funcție s-au trezit chiar în prima lor zi de lucru cu o notificare. Uniunea Europeană le cerea înapoi 1 milion de euro pentru neîndeplinirea proiectului. Fondurile au fost accesate în 2012, nu eram aici, deci noi am venit în 2016. Și dacă vreți ca o paranteză, am venit pe 29 iunie, am fost investiți primar și viceprimar și pe 2 iulie am primit notificare de la fonduri europene să dăm în 15 zile 1 milion de euro înapoi, bani consumați pe acest proiect european, deoarece el nu s-a implementat. Proiectul a fost inițial 10 milioane de euro. În urma licitației s-a ajuns la o valoare de undeva la 5 milioane de euro. Cam 50% din... După părerea mea, nu se putea implementa. A câștigat firma care a promis lucrări la jumătate de preț și, previzibil, nu s-a încadrat în buget. Așa că, la un moment dat, și-a strâns tot șantierul și a plecat. Există un raport al Curții de Conturi care cerea primăriei să recupereze de la vinovați prejudiciu. Ce prejudiciu? Păi ce prejudiciu am făcut eu, doamnă? Ce prejudiciu am adus eu orașului? Păi până în alta, câtă vreme nu e funcțional centru, e un prejudiciu, nu? Da, dar sunt eu de vină că nu s-a terminat? Păi asta nu știu să vă spun eu, că nu sunt judecător. Păi, doamnă, eu cred că nu sunt de vină. Nu în mandatul dumneavoastră trebuia predată lucrarea? Nu în mandatul meu. Am înțeles, deci recepția trebuia făcută după 2016, spuneți dumneavoastră. La finele anului 2016, ori eu am plecat în 2015. În realitate, lucrarea trebuia terminată până la sfârșitul lui 2015. Clădirea se degradează pe zi ce trece, iar cel care e acum viceprimar spune că sunt slabe șanse să găsească finanțare ca să o termine. În plus, e conștient că nu există în Comarnic atâtea firme încât să populeze clădirea. Dar astea sunt termopane, dar ce să mai zic? Nu mai zic. E deschis. Da. Păi nici nu se mai închid ușile, că am încercat să-ți schimbăm o nouă
Deci aici a fost vechiul, sala de cinema. Eu am făcut construcții. Da. Tot ce înseamnă rigips, tot ce înseamnă fi, totul jos. Deci totul va trebui dat jos. De tot. Păi de totul e mucegai. Deci n-are, ce vedeți aici, vedeți și sus. Plouă și prin acoperiș, plouă prin multe. Nu am ce. De la firma care a abandonat lucrarea, n-au mai recuperat nimic. Curtea de conturi a cerut actualei conduceri să recupereze prejudiciul de la cei vinovați, așa că l-au dat în judecată și pe fostul primar. Uitați-vă că am 9 procese civile cu ei, pe rol am avut 9 procese, n-au câștigat 1 din 9 procese, că au mințit că am lăsat o datorie în primărie. Când am dat noi în judecată, deja mare parte din fapte erau prescrise. Deci în hotărârea judecătorească, asta el o spune pentru cei ce probabil n-au fost la școală. Dar cred că sunt suficiente 7 sau 8 clase să-ți dai seama că în hotărâre scrie, nu spune că fapta nu a fost comisă, spune că fapta a fost prescrisă. În cele 2 exerciții financiare închise, România a avut la dispoziție sute de milioane de euro ca să dezvolte economic orașele mici prin construirea de incubatoare de afaceri sau parcuri industriale. Autoritățile au aplicat la finanțare la concurență cu privații care au demonstrat că poate fi o afacere de succes. Edilii mai au însă multe de învățat cum să devină manageri înainte de a cere Uniunii Europene bani prin care reușesc să ne demonstreze nouă tuturor că nu sunt decât niște maestri ai afacerilor proaste pentru care noi toți plătim. Mulțumim pentru mesaje și vă mai așteptăm. Edițiile noastre sunt pe știrileprotv.ro la secțiunea România te iubesc și pe Voio. Atât pentru astăzi, vă las acum cu știrile ProTV. Toate bune!